O parte din activitate la voi se bazează pe două criterii, din câte eu înțeleg. Primul, voi aveți activități care promovează unul, evenimentele voastre pe intern și evenimentele generale. Există evenimente cu plată și există fără plată. La voi cu plată cred că nu sunt, nu? Întotdeauna în online o să ajungeți la așa un moment în care la voi un om o să decide tare mult. În prezent este foarte important noi, ca lucrători ai centrelor de tineret, să știm cum corect să promovăm o pagină și cum să fim mai atractivi pentru tineri și pentru întreaga societate. A fost o instruire foarte utilă, interactivă, interesantă și cu dispoziție super mega pozitivă. Evenimentul este un canal de informare și de comunicare cu audiența voastră. E mai greu să promovezi evenimente gratuite, din păcate. Am aflat că trebuie să investim în promovarea imaginii pozitive a centrelor. Am aflat că trebuie să investim în noi ca specialiști și oameni care lucrează cu tinerii, cum mai ușor să transmitem un mesaj, că de fapt tinerii sunt mai mult pe Instagram decât pe Facebook. Și am aflat că trebuie să ne dezvoltăm abilități de comunicare și de postare pe rețele acestea de socializare, ca într-adevăr să fim mai aproape de tineri, să promovăm mai mult serviciile centrului și ulterior să începem să comunicăm mult mai bine cu beneficiari. Promovarea este posibilă, mai ales pentru majoritatea dintre din sală, la un cost foarte mic. Păi nu comparați cu Chișinău. 1000 de oameni se vadă publicitatea voastră în Republica Moldova, costă de la 1 la 5 dolari. Trebuie să-i dăm pe Facebook un dolar și el ne arată la 1000 de oameni. Un dolar. Un dolar. 20 de lei. O coffee. Voi cu 20, 50 de dolari rezolvați campania ca tăți în sat să afli despre faptul că voi aveți eveniment sau campanie de informare. Promovarea în ziua de astăzi pe paginile de socializare este foarte importantă. Tinerii doar că noi putem comunica cu tinerii mai ușor pe paginile de socializare și trebuie să știm cum să facem aceasta corect și eficient. Am încercat să aplicăm ceva cu schimbarea fotografiilor, cu cover-ul, cu meniul și mai, deja și astăzi am aflat mai multe detalii deja care să le implementăm. Asta este interfața instrumentarului Facebook. El ne pune la dispoziție o serie de instrumente. Începând de la vizibilitate, să facem PR, să arătăm la mai mulți. Când sunt cu conversii, să arătăm că oamenii să facă o acțiune anumită. Fiecare instrument are rezultatul lui. Au fost informații foarte, foarte utile. Am aplicat deja, de la prima ediție, am aplicat deja câteva remarci. Deja s-a modificat vizibil pagina noastră de tineret. Astăzi ce am luat informație, probabil încă mai trebuie să mai lucrez, să mai analizez puțin informația, dar în rest au fost foarte util. Mersi! Nu vă opriți. Nimeni nu s-a născut cu Facebook-ul în șira schimerii și să știe. Voi puteți să faceți lucrul vostru bine unde sunteți. Noi cum putem? Haideți să facem un examen ca fiecare din noi să poate contribui cu ceea ce el știe mai bine.